10 iulie 2024 și am venit la Stupină să verific cele mai puternice colonii pe care i-am. Pe online cred că v-a săturat de atâta reclamă la Regina. Deci am aici două Regina de la Prisaca Bucovina, dacă nu mă înșel. Și ele au fost luate neîmperecheate și împerecheate cu trântori de la mine din Stupină. Rezultatul este foarte bun. Acum, cei care iau regine neîmperecheate și au în Stupină material slab, genetic, s-ar putea să n-aibă același performanță. Sau chiar dacă ia împerecheate de la acel producător, s-ar putea să nu funcționeze așa, fiindcă contează mult trântorii din Stupină în care s-au împerecheat. Acum, în legătură cu cocoșul ăsta, o să trebuiască să-l suportați. Se spune în tradiția bătrânească că unde cântă foarte des cocoșul, se ascund mulți draci. Deci, cam asta e situația. Văd o anumită mortalitate la albinuțe. A început să... mai pică albină bătrână și acum vin să văd câtă miere au în stup. O să deschid, sunt doi stupi cu acest tip de regină. La mine sunt regine de elită. Cei mai mari stupi pe care i-am, dar am descoperit și o colonie care e mult mai mare ca ăștia. Bun, să vedem despre ce e vorba, că și eu sunt curios, că le-am dat rame goale și trebuie mutate cuiburii. Trebuie mutate cuiburile ca să văd care-i situația. O să îndepărtez ramele care sunt mai goale, fiindcă sunt și rame mai goale. Cu alea începem. Mă interesează puietul în mod normal. Albina începe să scadă și atunci, așa cum scade albina, reducem cuibul. Deci aici le-am dat eu o foaie, nu s-au mai apucat de ea. Dăm la o parte. Ramă goală, aproximativ. Dăm la o parte. Aceste rame le voi folosi mai încolo. Și acum urmează ramele care sunt cu miere. Deci trebuie reorganizat cuibul, n-ai ce să-i faci. Avem aici o ramă. Punem deoparte, asta merge la extras. Sunt rame și mai vechi cu miere și nu le mai las în stup, că nu și-au rostul. Iată, asta este o miere mai veche. Dăm la o parte, dăm la extras. Așa. Am început cu o colonie la care am văzut că zborul e mai lent. Iată, miere căpăcită, dăm la o parte, pentru extras. În funcție de câte rame cu miere găsesc, eu sper să găsesc și matca. Se întâmplă și astfel de cazuri să pice o matcă.
miere, căpăcită. Bun, dăm la o parte. 4 rame cu miere căpăcită. Așa. A 5-a ramă cu miere căpăcită. Deci sunt rame 1 pe 1. Aceste rame sunt cu totul și cu totul diferit față de ramele 1x2. La 5-6 rame ai 10 rame cu miere. Deci avem a 6-a ramă cu miere. Asta e o ramă cu... Deja sunt 12 rame. Să știți că s-ar putea să fi dispărut matca, dar până nu verific cuibul de jos, n-am de unde să știu acest lucru. Aici nu a dispărut, este puiet. Aici mă uit dacă sunt ouă. E o ramă care va fi dată la o parte, nu-i de extras, o dăm la o parte doar pentru a configura cuibul. Multă miere. Aici mai este ceva puiet căpăcit. Mă uit de ouă. Nu văd ouă aici, trebuie să cobor jos, s-ar putea să n-aibă matcă la cum văd eu stupul ăsta. Se poate întâmpla. Aici o ramă albă va fi dată la o parte. Și mai am o ramă care va fi dată cel mai probabil la extras. Deci aici a mai rămas vreo 5-6 rame de albină. Clar că ceva s-a întâmplat. Nu l-am mai vizitat de foarte mult timp ăsta. Iată încă o ramă bună de extras. Așa, deci avem 3-7 rame de 1 pe 1 cu miere. Să dăm la o parte catul, nu mai e albină de cat. Dacă nu e prezența reginei, va trebui unificat cu o altă colonie. Un pic de fum. Am regine de rezervă, nu e problemă, dar nu mă așteptam să dispară această regină. Așa. Acestea sunt rame inutile. Rame goale, vor fi băgate în alt stup unde este nevoie de astfel de rame. Iată, asta e ramă goală bună de oat. Și acum să văd, e regină, nu e? Albină clar nu mai este. Aveam un nucleu foarte mare și așa și nu știam unde să-l amplasez. Nu, ăsta nu mai are regină și din păcate nu are de mult timp, adică
I-a dispărut regina acum mult timp. Așa se întâmplă când nu-i verifici. Deci este al cincelea pe anul acesta fără regină. S-ar putea să... Ia să vede. S-ar putea să fie și acidul formic, dar reginele au început să pice după acea chimizare și intoxicație din de la începutul lunii iunie am avut probleme cu o mortalitate și de atunci au tot picat. Deci am 5 rame. Ele culeg miere, sunt în acea febră a culesului, dar nu e ca o colonie zdravănă, să zicem. Bine, deci să-i aducem masca, îi fac aceeași lucrare ca la alte colonii. Avantajul este că am rămas cu multe rame. A lăsat și miere. Asta este o matcă după chiartă, nu-mi pare rău. Mai sunt și cazuri din astea, dar dacă ar fi din cauza la formic, să zicem că a picat din cauza la formic, cu toate că această colonie nu prea a primit așa tratament agresiv. Așa. A primit puțin formic. Bine, acum să-i pregătesc aici locul pentru a-i aduce o mătcuță. Aduc o colonie întreagă, o colonie mică întreagă, o să-i aduc, băgăm aici. Deci câștigul tratamentului cu formic oricum este mare față de pierderea unei regine, fiindcă pe mine m-ar costa foarte mult tratamentele tradiționale. Iar cu formic am rezolvat și varoa. Tratamentele astea chimice nu puteam eu să le folosesc, să zic așa, în culesuri și din luna mai au tot fost astfel de culesuri. Da, la fâniață, ba la mine mai mult la fâniață. Bun, să aduc o grilă. Aduc o grilă acum, să văd câte rame o să-mi încapă, 3 cred că o să-mi încapă. Acolo colonia respectivă e pe 4, dar voi vedea cum voi proceda. Așa, cu grila asta. Mai ales acum am cules, acceptările sunt și mai ușoare, să zic așa. Nu mi-a rămas la miere de la ăsta 7 ori 3, 21 de kilograme. Așa.
Așa și aici am făcut loc la acel nucleu. Acum o să-i deschid urdinișul și pe partea aceasta. Și să mă duc să-l aduc. Mă aștept ca acel nucleu să fie foarte mare. Tocmai de aceea îl și aduc în această zonă. O să-l aducem. Este aici, de la 4A. Să luăm de aici acel nucleu. Am văzut că e mare mai de mult și nu știam cum să procedez cu el, acesta de aici. Știu că acum așa adus miere, e mare. E mare, mare nucleul. Și-a adus și el o ramă cu miere, e frumușel. Și o regină de calitate de anul acesta. Multă, multă albinuță are acest nucleu și miere. Mă uit după mască. Are săracul la nectar de numai și acolo. Mă tot gândeam cum să procedez, dar mai am loc acolo pentru ramă. Sper să nu-și facă boci acum. Scutur rama asta în locul în care am loc acolo, mai am loc de o ramă, și îl pun exact lângă diafragmă. O să vă tot plimb acum cu mine, ca să vedeți exact cum procedez. Deci, am loc aici. Așa, deci aici nu încap 4 rame, încap doar 3. Mă uit bine de mătcuță pe această ramă. Scutur albina în compartimentul liber. Așa, și vreau să o așez lângă grilă. Aici vreau să o aș. Bun, și acum puietul ăsta va fi îngrijit. Și aici mai încap doar 3 rame. Mă duc să aduc ramele. Aduc ramele și se va rezolva. Băgăm rama aici. Trei rame de albine o să fie ceva.
Mată foarte, foarte bună. E albina tânără. Bun, deci totul arată bine acest nucleu. Acum îl lăsăm așa, mai trebuie restrâns să ud din nișurile. Mai trebuie să-i aduc folie să-l acopăr pe ăsta în totalitate, câteva zile după care o să-i dau drumul. Bun, deci iată ce de miere a rezultat. Acum am adus un nucleu care oricum era prea aglomerat și cam asta este. Asta este, o să ierneze foarte bine. Cam atâta, până data viitoare, numai bine!